Recoltele de grâu ale fermierilor din județul Olt sunt anul acesta mai mici cu aproximativ o tonă la hectar față de anul trecut. Potrivit directorului adjunct al Direcției Agricole Județene Olt Mihaila Luminița Mareș, până în prezent grâul a fost recoltat pe o suprafață de 55.000 de hectare, din suprafața to totală de 130.000 de hectare, iar producția medie este de aproximativ 4.500 de kg pe hectare, care sunt cifrele primelor recolte din anul 2022, vă spunem imediat în jurnal, într-un material semnat de colegii mei de la site-ul agrotv.ro. Potrivit directorului adjunct al Direcției Agricole Județene Olt, Luminița Mareș, cităm Campania de recoltare a grâului este în desfășurare. A fost recoltat pe 55.000 de hectare cu o producție medie de 4.500 kg pe hectar, fiind fermieri care au obținut și 5.000 de kg pe hectar, dar și fermieri care au avut randamente mai slabe, de circa 4.000 kg pe hectar, a spus Luminița Mareș potrivit Tager Press. Dacă la începutul campaniei de recoltare prețul grâului era de 1,6 lei pe kilogram, fermierii se plâng că în ultima săptămână acesta a scăzut până la 1,3 lei pe kilogram. În această perioadă, fermierii din județul Olt au început de asemenea și recoltarea rapiței, cu randamente între 2000 și 3000 de kg pe hectar. În această perioadă a început și recoltarea rapiței pe o suprafață de 2200 de hectare, cu o producție între 2000 și 3000 de kg pe hectar. La rapiță, fermierii spun că prețul este de 3,2 lei pe kilogram. A mai adăugat Luminița Mareș.